Bună, dragilor! Elena sunt și astăzi vin către voi cu așa un nou proiect de floricele. Da? Sper să vă placă și haideți să le lucrăm împreună. Da? Deci nu este greu de realizat, este foarte simplu și ușor. Da? Haideți să trecem la treabă și să vedem de ce vom avea noi nevoie. Așa, vom folosi așa o nuanță de alb, roz, da? Galben, verde și croșeta de 0,75, da? Deci, uite așa vă arată floarea, da? Acesta este dinăuntru, da? Vom încleia aici și căpețelul la spate, da? Așa, deci faceți în orice nuanță doriți, da? Eu am aici și o altă nuanță. Și de o alta, dar faceți orice nuanță doriți dumneavoastră. Așa, deci haideți să începem. Așa, și vom începe, luăm nuanța de roz și ridicăm 8 ochiuri de lanț. Facem ochiul de bază. Așa, și ridicăm 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și ne unim într-un cerc. Așa, în primul loc aici. Ne unim în cerc. Și acum în acest cerc lucrăm 15 picioroșe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și ne unim în primul ochi cu un picioruș alunecat. Acum vom începe să lucrăm petalele, da? Vă arăt la prima petală, apoi voi veți lucra pe toate singure, da? Ridicăm 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, așa, 11, 12, da? Acum numărăm 1, 2, 3 și din al patrulea începem și lucrăm picioruș dublu, da? Facem un picioruș dublu. În următorul 2, în următorul 3, în următorul 4, în următorul 5. Acum, în următoarele două, vom lucra piciorușe duble reduse, da? Așa, în următorul ochi facem picioruș dublu redus 1, în următorul ochi picioruș dublu redus al doilea și continuăm cu piciorușe scurte. În următorul ochi un picioruș scurt și în ultimul un picioruș scurt, da? Ne unim cu un picioruș alunecat exact tot în acest în primul ochi, da? Aici facem picioruș alunecat. Întoarcem lucrul și următorul rând vom agăța prin firul de la spate, da? Vom face două piciorușe scurte. 1, 2, două piciorușe duble reduse. 1,
2 și lucrăm 6 piciorușe scurte, duble. 1, 2, da, prin firul de la spate. 3, 4, da, 5, 1, 2, 3, 4, 5 și al șaselea îl facem aici în lănțeșor, da? Se vede lănțeșorul în lănțeșor. Facem pe al șaselea picioruș. Da? Și am finisat rândul. Așa. Ridicăm 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Întoarcem lucrul și lucrăm următorul rând, da? Exact așa. Ne uităm și lucrăm din firul din spate. Așa stau mai aproape să se vadă. Uite așa. Da? Facem picioruș dublu. Așa vom lucra 5. Un picioruș dublu. Agățăm din primul fir. Un picioruș dublu. În următorul ochi, al doilea picioruș dublu. În următorul ochi, 3. În următorul ochi, 4. În următorul, 5. Așa, acum două piciorușe duble reduse. Un picioruș dublu redus și în următorul al doilea picioruș dublu redus. În următoarele două piciorușe scurte, un picioruș scurt și în următorul ochi, în ultimul al doilea picioruș scurt, da? Acum ne ducem în al doilea picioruș aici și facem, în următorul picioruș facem picioruș alunecat. Întoarcem lucrul și mai lucrăm un rând, da? Deci ne uităm exact așa din firul din spate. Începem și lucrăm două piciorușe scurte. 1, în următorul ochi. 2, apoi două piciorușe duble reduse. Da? Ne uităm atent. 1, dublu redus, în următorul ochi, al doilea picioruș, dublu redus. Acum lucrăm 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, da, în ultimul ochi și în lănțișorul care îl avem din 6, din 3 ochiuri de lanț, da, aici în lănțișor facem al 6-lea picioruș dublu. Da, uitați așa. Acum ridicăm 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, acesta ne înlocuiește un picioruș dublu, întoarcem lucrul și exact așa ultimul rând lucrăm, da? 5 piciorușe duble, 1, în următorul, 2, tot așa prin firul din spate, în următorul, 3, în următorul 4, în următorul 5, așa, două piciorușe duble reduse, 1, 2,
și două picioarușe scurte. 1 și în următorul ochi, 2. Așa, ne ducem în următorul ochi cu un picioruș alunecat. Da? Și am finisat petala. Și ne ducem în următorul ochi cu piciorul alunecat și vom începe următoarea petală, da? Deci, uite, așa repetăm și facem 5 petale. Da? Continuăm. Și avem până vom face 5 petale și după revin, da? Deci, repetăm de la primul rând până la al doilea, 3, 4, 5. Da? Continuăm. Așa, am finisat ultima petală, da? Acum ne ducem în următorul ochi cu piciorul alunecat. Așa, și în următorul ochi, piciorul alunecat. Da? Vom trage firul un pic mai lung și îl lăsăm așa, da? Vom continua ultimul rând. Acum vom lua nuanța de galben, da? Și voi face această mărcenuță de galben, da? Așa. Așa, mă duc, aici am lăsat firul pentru următorul rând, mă duc între următoarele două petale, introduc la mijloc, aici între ele, croșeta. Așa. Fac un ochi de lanț, da? Și vom lucra piciorușe scurte, da? Deci începem de la petală. 1, în următorul ochi, 2, în următorul 3, în următorul 4, 5, 6, 7, 8 și în al 9-lea, da, facem 2. 9 și 10, da? Acum, aici, unde avem câte 3 ochiuri de lanț, da? Facem câte 3 piciorușe scurte, da? Deci, sub prima arcă facem 1, 2, 3, da? Ne ducem la următorul rând, sub, iarăși aici, facem 3. 1, 2, 3. Da, ne ducem la următorul rând, facem 3, 1, 2, 3, așa, la următorul rând, sub lănțișor, 1, 2, 3 și la ultimul rând, exact așa aici, 1, 2, 3, așa, da, și în primul aici picioruș, facem 2 piciorușe scurte. 1, 2, în următoarele câte 1, 2, mai departe facem 3, în următorul 4, în următorul 5, în următorul 6, în următorul 7, 8, în următorul 9, și în ultimul 10. Da? Ne ducem în mijlocul petalei, între ele două și facem picioruș alunecat. Da? Uite așa vom repeta la toate petalele. Continuăm la toate petalele și după revin. Așa am lucrat la toate petalele, am ajuns la sfârșit. Ne ducem cu piciorușul alunecat aici unde am început și vom tăia firul. Așa. Firul îl vom ascunde în lucru. Așa. Și vom lucra mai departe. Ne întoarcem aici unde avem nuanță de roz. Da? Și lucrăm ultimul rând. Așa. Prin firul din spate
Da, ne uităm atent prin felul din spate. Vom face piciorușe alunecate în fiecare ochi. Da? Așa. Prin firul de la spate. Facem piciorușe alunecate de jur împrejur. Uitați așa. La toate petalele. Vă arăt la aceasta, la următoarele lucrați singure. Așa. Deci este o floricică foarte simplu și ușor de lucrat. Piciorușe alunecate prin firul din spate. Până finisăm toată petala. Așa. Da, deci în fiecare ochi. Facem piciorușe alunecate. Așa, mai avem și partea aceasta. Să o finisem. Dați așa, dar nu strângem tare ca să nu se îngrămădească, da, petala noastră. Am ajuns între ele la mijloc, facem picioruș alunecat. Da? Uite așa, petala noastră este gata, da? Uitați. Așa continuăm la toate de jur împrejur. Continuăm. Așa, am finisat, da? De jur împrejur ne ducem cu un picioruș alunecat. Da? Și vom tăia firul. Așa. Firul tot așa îl vom ascunde în lucru. Vom aranja petala. Da? Și floricica noastră este gata. Da? Așa. Acum vom face acest mijloc. Da? Luăm nuanța de galben. Așa, întoarcem croceta așa spre noi, da? Și răsucim de 20 de ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da? Așa. Scoatem atent firul, așa, introducem în gaură și scoatem firul din partea aceasta, da, și facem picioruș scurt, da, și așa vom lucra picioruș scurt de jur împrejur, da, uite așa. Picioruș scurt lucrăm. De jur împrejur. Așa. Până acoperim tot. Da, uitați, până acoperim așa tot. Așa. Și ultimul, o picioruș scurt. Uite așa, da? Acum ne unim aici unde am făcut primul picioruș scurt cu un picioruș alunecat. Ridicăm un ochi de lanț. Da? Și vom lucra iarăși piciorușe scurte de jur împrejur. Dacă se astupe găurica. Uite așa. Da? Tragem spre noi să fie mai lăguți și facem piciorușe scurte. De jur împrejur. Așa. Așa. Am ajuns aici. Da? La început se observă, da? Unde e începutul. Și ne ducem cu piciorul alunecat. Așa.
Vom întoarce lucrul spre noi, da? Așa, și vom face 3 ochiuri de lanț în următorul ochi, picioruș alunecat. Da? Îi facem măcinuța. 3 ochiuri de lanț în următorul ochi, picioruș alunecat. 3 ochiuri de lanț în următorul picioruș, picioruș alunecat. 3 ochiuri de lanț în următorul ochi, picioruș alunecat. Da, așa lucrăm de jur în prejur. Da, deci continuăm de jur în prejur și finisăm toată partea aceasta. Așa, deci uitați așa, am finisat și mijlocul. Da? Uitați așa. Acum vom trece și vom lucra căpăcelul de la spate, da? Uite așa arată. Așa, luăm nuanța de verde. Vom face un cerc magic. Așa, și în el lucrăm 8 piciorușe scurte. Unu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom strânge cercul magic, da? Și ne unim cu un picioruș alunecat în primul ochi. Uitați așa. Acum, următorul rând, vom lucra, ridicăm un ochi de lanț, așa, în primul ochi facem 2 piciorușe scurte, 1, 2, în următorul facem un picioruș, avem 3, în următorul 2, 1, 2, în următorul 1, avem 6, da? În următorul 2, 1, 2, în următorul 1 picioruș și avem 9, în următorul 2, în următorul 1 și avem 12 piciorușe. Ne unim în primul ochi cu un picioruș alunecat. Așa. Și acum facem următorul rând. Ridicăm un ochi de lanț, da? Următorul rând. Așa. În primul ochi facem 2 piciorușe, 1, 2, în următoarele 2 câte 1, 1 și 1, da? Avem 4, în următorul ochi facem 2 piciorușe, 1, 2, în următoarele 2 câte 1 picioruș, da? 1 și în următorul 1, da? Și avem 8 în următorul ochi. Facem 2, 1, 2, în următoarele 2 câte 1 picioruș, 1, 2, avem 12, în următorul ochi facem 2, 1, 2 și în următoarele câte 1, 1, 2 și avem 15. Facem cu un picioruș alunecat în primul ochi. Și acum, ultimul rând, în fiecare ochi lucrăm câte un picioruș, da? Scurt. 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, da? Și ne unim în primul ochi cu un picioruș alunecat. Tăiem firul. Firul îl vom ascunde în lucrul, da? Și uitați că păcelul nostru, da, este gata. Așa, acum vom trece și vom lucra frunzele, da? Uite așa niște frunze. Așa, deci haideți să începem. Iau nuanța de verde, da? Și vom mai avea nevoie de fir metalic la frunze. Așa, și voi lucra exact așa cu această croșetă. Dacă doriți, puteți lucrați și cu o croșetă mai mare, da? La dorința dumneavoastră. Așa, fac ochiul de bază. Și ridic 20 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Așa, din al doilea ochi de lanț începem și lucrăm 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ridicăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din al doilea ochi de lanț începem și lucrăm 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Aici unde am făcut piciorușul scurt, ne ducem și mai facem un picioruș scurt. Uitați așa. Și în continuare vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, și vom ridica 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din al doilea ochi de lanț începem și lucrăm 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Tot aici unde avem piciorușul scurt, da, facem picioruș scurt. Așa, și continuăm cu 5 piciorușe scurte până ajungem în vârf. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, în vârf lucrăm 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Așa, acum ne întorcem pe partea aceasta, da? Și lucrăm piciorușe scurte. Așa, haideți să începem din primul ochi. 1, 2, da? Deci vom face simetric. 3, 4, 5, da? Și ca să fie simetric, da? Trebuie să facem exact așa la nivel, da? Facem picioruș scurt, al șaselea picioruș scurt. Așa. Acum ridicăm 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și lucrăm 5 piciorușe scurte.
Unu, doi, trei, patru, cinci. Așa, și tot în acest ochi facem picioruș scurt. Da? Acum lucrăm piciorușe scurte până ajungem aici la următoarea, da? Așa, începem din primul ochi. 1, 2, 3, 4, 5 și al șaselea îl facem chiar aici unde a făcut această petală, da? Această frunzuliță. Și ridicăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din al doilea ochi de lanț începem și lucrăm 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și exact aici unde am făcut piciorușul scurt, mai facem un picioruș scurt. Da? Și continuăm cu piciorușe scurte până finisăm tot rândul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, și acum ne unim în primul ochi cu un picioruș alunecat. Da? Și vom adăuga firul metalic. Deci așa s-a primit la noi primul rând. Așa, adăugăm firul metalic. Și vom lucra piciorușe scurte până ajungem în vârful primei frunzulițe, da? Așa, facem un ochi de lanț. Așa, și începem din primul ochi, lucrăm piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum ne întoarcem pe această frunzuliță, da? Și lucrăm exact așa piciorușe scurte. Câte avem, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. În piciorușul din vârf vom lucra un picioruș scurt, al doilea picioruș scurt, un ochi de lanț, ne întoarcem la bază și agățăm de două fire, scoatem firul, facem picioruș scurt și tot aici picioruș scurt. Da? Ne întoarcem pe partea cealaltă și lucrăm piciorușe scurte. Da? Deci continuăm piciorușe scurte până ajungem la următoarea frunzuliță în vârf. Da? Uitați așa, piciorușe scurte. Așa, și ne întoarcem pe partea cealaltă. Și lucrăm piciorușe scurte. Așa. Așa, am ajuns la frunzuleță, fac ultimul picioruș și acum mă îndrept spre frunzuleță cu piciorușe scurte. Așa. Continuăm piciorușe scurte până ajungem în vârful frunzuliței.
și în vârf exact așa vom repeta, da? Cum am făcut la prima frunzuliță, așa repetăm și la a doua frunzuliță. Uite așa, da? În vârf facem două piciorușe scurte, 1, 2, un ochi de lanț, ne întoarcem și agățăm de aceste două fire, scoatem firul, facem picioruș scurt și mai facem un picioruș scurt, exact așa aici, da? Și ne întoarcem pe partea aceasta cu piciorușe scurte. Da? Uitați așa, deci nu este greu nimic de făcut. Continuăm. Așa, acum aici am ajuns, da? În ultimul facem picioruș alunecat și ne întoarcem pe partea cealaltă, da? Și aici vom lucra. Picioruș scurt, 1, al doilea picioruș scurt, da? Apoi facem 3 piciorușe duble reduse. 1, 2, 3. Facem picioruș scurt, da? Și în vârf, am ajuns în vârf, lucrăm 2 piciorușe scurte, da? Exact cum am făcut și la celelalte frunze. Un ochi de lanț, ne întoarcem și agățăm de aceste două fire, scoatem firul, facem picioruș scurt și tot aici mai facem un picioruș scurt, da? Deci ne întoarcem acum și lucrăm simetric, da? Vom face picioruș scurt, 3 piciorușe duble reduse, 2 piciorușe scurte, un picioruș alunecat. Și lucrăm de jur împrejur piciorușe scurte, în vârf lucrăm 2 piciorușe scurte, un ochi de lanț, ne întoarcem la bază, facem picioruș scurt și continuăm, da? Așa. Continuăm și finisăm toată frunza. Deci, uite, așa trebuie să se primească, da? Faceți frunze la dorința dumneavoastră, câte doriți dumneavoastră, da? Deci, floricelele noastre sunt gata. Vom trece acum la asamblare, da? Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu și eu voi reveni cu alte noi tutoriale. Vă zic cu zi cât mai frumoasă, v-am făcut și pa, pa! Thank you.